Salut, sunt Cristian și în acest tutorial vreau să vă arăt cum vă puteți crea un astfel de efect, să spunem așa, cu dezintegrarea unei persoane. Am aici imaginea originală și puteți crea asemenea efect, să vă opriți aici sau să mergeți mai departe și să creați și un pic de efect de lumină, astfel încât să pară că ceva dezintegrează pe acest individ. Vă puteți crea cu imagine cu voi sau cu alte persoane. Dacă vreți să vă creați o imagine cu voi, vă faceți o asemenea poză, puneți pe cineva să vă fotografieze la perete pentru a avea fundalul alb și a face cât mai ușoară selecția voastră. Voi vă lăsa în descrierea acestui tutorial link de unde vă puteți descărca ceea ce am folosit eu în acest tutorial, dacă vreți să faceți la fel cum am făcut și eu. Dacă nu, găsiți o sumedenie de imagini cu persoane care urlă. Și dar cu asta fiind zise, haideți să ne apucăm de treabă. Așadar, avem această imagine pe care voi o să o deschideți. Mergeți pe File Open și deschideți această imagine și vom da un click pe acel lăcățel pentru a putea edita imaginea. Și, după cum bine știți, dacă avem un fundal care să ne ajute, ne putem folosi de Magic Wand pentru a face selecția acestei persoane. Vom da un click aici, iar apoi ținem Shift apăsat și observăm că apare plusul, ceea ce înseamnă că adăugăm la selecție. Iar se poate observa că a luat un pic și din capul acestei persoane. Vom ține Alt apăsat data aceasta, observăm că apare acest minus și am deselectat. Am scos din acea selecție din care a intrat și în capul acestei persoane. După ce am făcut acest lucru, hai să dăm un pic și aici. După ce am făcut acest lucru, apăsăm acum Ctrl Shift și I. Ctrl Shift și I de la inversarea selecției. Numai un moment, pentru că văd că avem și în partea de jos. Mă voi să folosi de data aceasta de poligon al Lasso Tool și voi da un click aici, un click aici. Ținând, am uitat să țin Shift apăsat, în cer scuze, click aici, click aici, click aici, click, click. Și am scos și acea parte din selecție. Revin, apăs Ctrl Shift și I pentru a inversa selecția, iar apoi dau click dreapta și selectez Layer via Copy. Layer via Copy ne-a făcut o copie a și după cum putem observa dacă închide fundalul, avem această copie. Vom crea dacă acum merg și fac direct acest efect în ca să nu mai lungesc tutorialul, nu mai fac și pe cel acesta, pentru că este același lucru, numai că am mers mai departe. Voi crea un nou document, File New, și voi folosi 1920x1080 72 DPI, mod de culoare RGB și voi da OK. Și mă voi duce și voi selecta acest layer și voi aduce această persoană la mine în document, iar apoi o voi mai mări. Cam așa și o așez aici. Niciun fel de probleme dacă se vede unde se termină această imagine, deoarece vom masca totul. Voi da un click pe acest layer pentru a-l putea edita și voi da click dreapta Blending Options și ne vom duce la Gradient Overlay. Iar la Gradient Overlay voi alege să am două culori, un albastru mai închis și un albastru mai deschis. Voi folosi această culoare. OK. Iar în cealaltă parte voi folosi cam așa. Un pic mai deschis. OK. Iar acest layer îi voi schimba modul de cam așa, deci 135 de grade modul de aplicare și poate voi mai un pic mai deschis acest albastru și voi da
Deci dacă vezi, vă dictez culoarea 165B95, da, ok. Iar cealaltă culoare este BDE4F3. Ok. Îmi cer scuze, dăm aici ok, ok și ok. Ne întoarcem pe acest layer 1 și mai apăsăm Ctrl și G pentru a face o copie. Avem layer 1 și layer 1 copii. Vom crea o mască acestui layer și vom crea și layerului de sus o altă mască. Apăsăm să ia creăm o mască. Layerul de dedesubt, mă întorc pe el și apăs Ctrl și T de la Transform, iar apoi voi mări această imagine cu acest individ cam așa. Și n-aș prea vrea să, dacă trag mai mult înspre dreapta, mi-apare și urechea și ochelarul. Și, n-aș, și rama de la ochelari. Cam pe aici mă opresc și adaug click dreapta și apăs Warp, deoarece vreau să mai, cât mă pot folosi, să mai mă extind un pic cu el. Cam așa. Și voi apăsa Enter pentru... Hai să ducem și un pic așa. Enter pentru a face transformarea. Acest layer de dedesubt, vedeți? Mă duc pe mască, selectez masca. Țin control apăsat și dau un click pe icoana layerului 0 de dedesubt, care este fundalul. Și se activează întreaga selecție. Dar am masca selectată, am culoarea neagră și alb. Culoarea neagră ca... Și apăs Alt și Backspace, deoarece am culoarea neagră ca foreground, apăs Alt și Backspace și am umplut cu culoarea neagră masca. Iar apăs Ctrl D și renunț la selecție. Următorul pas va trebui să facem acel efect de dezintegrare și ne vom folosi de masca layer-ului de sus. Și cum facem acest lucru? Vom lua unealta de braș, iar la braș vă duceți la el și aici sus la rotița aceasta dați un click și selectați Square Brushes, adică braș pătrat. Eu nu mai fac acest lucru, apăsați pe el și voi veți da, dacă doriți să vi se adauge în lista de brașuri pe care o aveți acest braș, apăsați pe butonul Append. Dacă apăsați OK, atunci vă va băga acest braș și vi le va scoate pe celelalte și veți avea în lista de brașuri numai aceste brașuri pătrate. Deci, ca să știți de la început, eu voi da cancel deoarece le am. Și vom selecta acest braș cu mărimea 16. După ce facem acest lucru, mergem aici sus, aveți brusher panel sau în partea din dreapta, dacă aveți, aveți brush presets. Dacă nu vă apare, atunci mergeți pe Windows. Și la Windows aveți meniul de Brush Presets, acesta de aici. Dacă apăsați pe el și mergeți la Brush, în partea din stânga de aici, și veți face anumite setări. În primul și în primul rând veți lua Brush Scattering. Și la Brush Scattering aveți la Scatter 1000%, să nu aveți Both Axe Bifat. La Count aveți 1, la Count Jitter 100. Mergeți pe Shape Dynamics, la Shape Dynamics aveți la Size Jitter 90%, Control Off, minim diametru 0, Angle Jitter 0, Round Jitter 0 și cu aceasta terminăm. Nu uitați, din acolade mărim sau micșorăm brașul. Și vom începe să facem anumite, dăm ușor click deoarece ne va... Mai micșorăm, mai mărim în funcție de... Opa, prea mult. Și după cum v-am mai zis, vom merge pe margine, pe aici, pe unde tot apare această dungă și... Opa, prea mult, prea mare, mai micșorăm din... acolade.
pe la cap și în partea din față, astfel încât să ne dea efectul că această persoană se va dezintegra. Cam așa. Pasul următor, ne vom întoarce pe layerul de dedesubt. Ne întoarcem pe layerul de dedesubt și avem acesta avem o mască, dar înainte de toate nu-mi place cum arată pătratul ăsta, e prea mare aici și vreau să-l mai ascund. Așadar, m-am întors un pic pe... trebuie să am alb. Cam așa, că am mers prea mult. Mă întorc pe layerul de dedesubt, pe masca lui aceea neagră și am culoarea albă aici în fața. Deci apăsăm pe aceste mesaje și schimbăm în alb. Și dacă dăm un pic ceea ce vreau să vă explic, Disable Mask, observăm că avem această persoană și aș vrea să o fac un pic mai... cam așa. Și acum voi da Enable Layer Mask. Ceea ce am vrut să vă arăt, avem persoana acolo și vom dezvălui ce se ascunde în acea mască, la fel cu același braș și vom... Ne vom folosi la fel, mai micșurați din braș cu ajutorul acoladelor. Să pară cumva aleatoriu. Cam așa. Iar apoi, după ce am terminat cu dezvăluirea, mergem și dăm click dreapta pe Layer Blending Options și vom da un Drop Shadow. Iar la Drop Shadow mai micșorăm un pic cam undeva la 38-40% și vom da OK. Iar apoi acest layer îl duplicăm, Ctrl și J, și mergem pe layerul de dedesubt, layerul 1, pe care tocmai ce l-am duplicat, și vom merge pe filtru, stylize, și vom selecta wind. Iar la wind, să aveți bifat wind și din partea stângă, deoarece vrem să se aplice efectul din partea stângă către dreapta și vom da OK. Și după cum se poate observa, le-a creat, dacă dăm un zoom, a creat acest efect ca și când ar fi din partea stângă, ele zboară către dreapta și mai scădem un pic acestui layer din opacitate. Vom aduce acum această imagine, imediat, o am aici de la mai multe tutoriale, această imagine, un lens flare, pe care îl așezăm în peste lucrarea noastră, iar apoi vreau ca aceste particule să pice peste ceea ce lucrăm noi și atunci cam așa va arăta, voi da Enter, iar apoi click dreapta și voi pune Rasterize Layer și voi trage această imagine între layerele mele, layerul de sus și layerul de dedesubt, al doilea copii. Mai bine trebuia să le și schimbăm denumirile, dar... Iar apoi voi pune acest layer în modul de expunere overlay.
Cred că îi stă mai bine în alt mod de expunere să alegem Color Dodge. Deci, da, arată mult mai bine modul de expunere Color Dodge. Îmi cer scuze pentru că v-am dus în eroare. În altă ordine de idei, aș vrea să modific, iarăși cu scuzele de rigoare, mergem pe fundal, pe layer-ul 0 de desubt, Blending Options și de aici la Gradient Overlay și vom schimba ceva nu-mi convine și voi selecta mai deschis și voi suci în culorile între ele astfel încât să fie mai deschis în partea din dreapta și un pic mai închis în partea din stânga, deoarece ar trebui să ni se vadă acel lens, deoarece dacă era pe alb nu se vedea că este un lens flare, ceva acolo, o imagine care să ne ajute în crearea acestui efect cât mai plăcut ochiului. Și să vedem dacă putem să îi dăm și o culoare mai închisă un pic, da, 1, 1, 4, 2, 6C. Op, încerc scuze pentru, fac niște ajustări din mers pentru a arăta cât mai cam așa și să vedem. Bun, unghi 127 și voi da OK, îmi cer scuze pentru acest inconvenient, dar arată mult mai bine imaginea acum. Următorul pas va fi să ne aducem o altă imagine. Mă duc în primul rând pe layer-ul deasupra, deoarece vreau ca această imagine când o aduc să mi se așeze deasupra acesteia. Și o vom lua imediat să o căutăm pe aici. Aceasta. Și o aducem peste lucrare, o facem cât ea de mare. Și apăsăm Enter după ce am făcut imaginea cât lucrarea noastră. Putem să și rasterizăm. Am adus această imagine pentru, veți vedea imediat, vom pune în modul de expunere Linear Dodge Add pentru a cădea această fantă de lumină pentru a crea efectul cât mai plăcut, că de acolo se află o forță care îl va dezintegra pe acest individ. După ce am creat și acest efect, vom apăsa, avem layer-ul de deasupra selectat și apăsăm tastele Ctrl, Alt, Shift și E. Și cine mai urmărește tutorialele mele știe ce face această comandă, ne va crea o imagine din tot ceea ce se află de desubtul ei și ne va păstra și fiecare layer în parte cu efectele sale și de acum putem să lucrăm pe imaginea aceasta fără să influențeze ceea ce se află de desubt. Am făcut o paranteză pentru cei care nu știu și vom lua Elliptic Market Tool să avem la feder 100 de pixeli, mai mult sau mai puțin în funcție și de dimensiunea documentului dacă l-a setat la început. Și vom face o selecție ovală, cam așa. Atâta timp cât aveți unealta de selecție selectată, puteți să mișcați selecția fără niciun fel de probleme. În momentul în care aveți din greșeală luat unealta de mișcare, observați că va decupa. Apăsăm Ctrl-Z, am făcut o mică paranteză explicativă. Cam așa avem această selecție făcută, iar apoi apăsăm Ctrl, Shift și I pentru a inversa selecția. Iar apoi mergem pe filtru, blur, Gaussian blur și aveți selectat, să zicem, 5,5 pixeli și vom da OK. Iar apoi Ctrl și D pentru a renunța la această selecție. Următorul pas, vom crea un layer de ajustare și, după cum se poate observa, în partea de jos avem această sferă tăiată, vom da un click și vom selecta Levels. Iar la Levels ne vom trage un pic, cam așa, am 0,87 la Levels
și voi da, voi apăsa aceste steluțe pentru a închide panoul și vom mai crea încă un layer de ajustare, de data aceasta Color Balance. Iar la Color Balance, în funcție de preferințele fiecăruia, vă puteți face anumite ajustări cum credeți voi că vă arată mai bine. Eu fac cam așa. Să vedem. M-am dus către... Am la red minus 7, la green minus 13 și la yellow plus 23 și m-am oprit aici. Și cu asta, dragilor, am terminat. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentarii cu privire la tutorial dacă v-a fost util sau dacă aveți ceva nelămuriri, dacă n-ați înțeles ceva cu privire la acest tutorial, nu ezitați să-mi scrieți pe pagina de YouTube unde este tutorialul, cât și pe pagina mea de Facebook. Vă aștept acolo. Vă aștept propuneri și cu alte tutoriale sau dacă, după cum bine știți cei care urmăresc tutoriale mele, dacă observați undeva ceva și nu știți cum s-a făcut acel lucru, îmi dați link să văd și vom face un tutorial după ceea ce ați văzut voi. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați urmărit tutorialul meu. Cei care urmăresc pentru prima dată tutorialele mele, vă rog să dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le abladez în fiecare săptămână. Până data viitoare, să ne auzim sănătoși, vă urez succes în proiectele voastre, la revedere!